un sac de sare. O rubrică cu bun gust pentru familii durabile. Sunt Valentin Giurici, bine v-am regăsit la Un Sac de Sare. Invitatul nostru este pastorul Gigi Cosman. Astăzi încercăm să răspundem la întrebarea unei doamne: cum să fac față și serviciului și slujbei de acasă, atât copiii cât și gospodăria care mă așteaptă după terminarea orelor de lucru. Suntem într-un context care ne solicită. Salariile nu sunt foarte mari, cheltuielile sunt din ce în ce mai mari și tipul de societate în care trăim solicită pe ambii, soț și soție, de multe ori să fie într-un serviciu. Aceasta face ca relația să fie îngreunată. De fapt, suntem într-un război care se dă împotriva familiei și împotriva credinței. Este o strategie mai veche a diavolului care se exprimă prin sistemele sociale și politice. Încă în vremea în care evreii erau robi în Egipt, faraon a exprimat această strategie diabolică prin cuvintele: dați-le mult de lucru ca să nu umble după năluci. Adică oamenii ăștia vor să se închine lui Dumnezeu și ăsta e nălucă, lăsați-i în pace, chinuiți-i cât mai mult ca să nu mai vă timp de sufletul lor și de viața lor. Această strategie se manifestă și astăzi, fie că e conștient sau nu conștient din partea celor care o promovează, dar Duhul care este în spatele acestor manevre este același domn al întunericului care s-a arătat și în grădina Edenului și de-a lungul istoriei a încercat să distrugă credința oamenilor. Pentru o femeie care merge la servici, este greu să se ocupe și de gospodărie și de multe ori este o situație nepotrivită care se creează. Adică femeia reușește să câștige cam atâția bani cât plătește pentru o femeie ca să grijească copiii. Se pomenește că lipsește 10 ore de acasă în fiecare zi și banii pe care îi primește ca răsplată pentru această muncă îi dă cuiva care se ocupă de copilași căți mici. Atunci, dacă așa stau lucrurile, n-are sens. De ce să-ți crească alții copiii și să umble cu cheia după gât? Pe de altă parte, sunt situații reale în care e nevoie de angajamentul celor doi pentru a face față cheltuielilor. Și atunci, lucrurile ar trebui să se regleze printr-o cooperare cât mai bună cu soțul, care intră în această povară și preia din responsabilitățile ei, ca acești copii care sunt în casă să nu simtă așa de puternic frustrarea că și mama e plecată și tata e plecat. Dar un alt mod de a aborda situația este o analiză corectă a lucrurilor, să vedem ce investiții facem, de ce nu ne ajung bani, luăm credit, ne punem poveri de felul acesta. Ce am putea să reducem din cheltuieli? La ce standard vrem să trăim? E mult mai bine să te limitezi la mai puțin, dacă se poate, și să stai mai mult cu familia. Acesta este un principiu foarte important, timpul petrecut împreună să fie cât mai mult. În situația în care nu se poate altfel și de luni până vineri cei doi sunt foarte mult solicitați, timpul care este apoi sâmbătă și duminică va trebui să fie un timp de foarte mare calitate pentru ca relația să meargă mai departe, să se întărească și copiii să simtă că sunt ocrotiți și se are grijă de ei. Deci sunt câteva mecanisme prin care putem să reglăm cât de cât lucrurile. Dacă nu avem ce face și așa stau lucrurile și ne credem în Dumnezeu, vom vedea că El are grijă să vină în întâmpinarea acestor neajunsuri și completează ce nu este. Când eu am ieșit din producție și am acceptat să intru în lucrarea unei biserici, mi-am dat seama foarte repede că soția mea nu mai poate să lucreze dacă vreau să fac slujba aceasta bine. Am nevoie de un ajutor potrivit care să fie lângă mine tot timpul. Și făcându-ne calcule, ne-am dat seama că nu sunt suficient ca să acoperim toate cheltuielile. Era un deficit destul de mare. Și am mers până la urmă pe ideea: haideți să vedem ce se întâmplă, ne credem în Dumnezeu și ești din servici. A ieșit din servici și nu știu cum se face, dar n-am simțit niciodată acea lipsă care ne-am calculat atunci. Și îmi dau seama de fapt ce s-a întâmplat. Este ceea ce ne spune
Domnul Iisus, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 21, ne spune indirect prin faptul că îi vede pe ucenici care n-au prins nimic în noaptea aceea, sunt după 3 ani și jumătate de la întâlnirea cu ei, aceeași scenă ca la început cu Petru, și după ce le spune din nou să arunce mreaja în partea dreaptă și prinde o mulțime de pești, când vin de acolo, pe mal, este jăratic, sunt pești prăjiți și pâine. Dar, zice Iisus, aduceți și din pești pe care ați prins voi. Ca și cum ar zice, întotdeauna veți avea niște pești și niște pâine pe care nu le-ați prins voi și n-ați scopul voi pâinea aceea, dar important efortul vostru. Pâinea nu dă Dumnezeu. Încrederea în El și rugăciunea reglează asemenea lucruri, dincolo de efortul nostru de a munci. Pentru că, de fapt, noi nu muncim să ne câștigăm pâinea, ci ca să ne exprimăm relația cu Dumnezeu. Și El spune, căutați împărăția lui Dumnezeu, adică modalitățile de conviețuire după principiile mele și aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ei, în 25 de ani de atunci, niciodată nu s-a întâmplat ca pâinile acelea și peștii pe care ne-am prins noi să lipsească. Totdeauna a fost acolo. Ați putea veni cu câteva sfaturi practice pentru această doamnă care nu știe cum să împace totuși slujba cu munca de acasă? Ce altceva aș putea spune decât o analiză care să fie făcută împreună cu soțul, în criteriile pe care le-am spus de măsurare a intrărilor și a venirilor și o recalculare a cheltuielilor, o încredere mai mare în Dumnezeu, apropiere de Dumnezeu, rugăciune, și eu cred că atunci când vrei cu tot din adinsul să-ți crești copiii spre slava lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine și rezolvă lucrurile în așa fel încât să ai timp și de ei. Probabil s-ar putea renunța la servici printr-o minune pe care o face Dumnezeu ca soțul ei să fie angajat cu un salar mai mare, aproape dublu, să intre și salariul ei acolo. Sunt tot felul de modalități în care Dumnezeu intervine. Noi vorbim aici de o viață în care experimentăm puterile minunate ale unui Dumnezeu atotputernic. Nu ne trăim viața doar zbătându-ne în resursele pe care le avem și care ne sunt atât de limitate. Trebuie să privim dincolo de ce se poate. Ce cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Înțeleg că pledați aici, de fapt, pentru o soție care să îngrijească de copii și de casă și un soț care să aducă bani în casă. Acesta ar fi normalul relației, dar spuneam că sunt situații în care este foarte dificil și atunci trebuie pornit cumva de la o analiză și să se ajungă, dacă e posibil, aici. Acesta e idealul, soția să vadă de copilașii care cresc și soțul să aducă cele necesare vieții acesteia pământești în casă. Mulțumim tare mult, sunt Valentin Giurici, în cadrul rubricii Un sac de sare l-am avut invitat pe pastorul Gigi Cosman. Ne-a răspuns la întrebarea cum să fac față și serviciului și slujbei. Aici ne-am referit la copii, la gospodărie și la alte atribuții pe care le au doamnele. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare. Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile.